Hei, sătătro și bine v-am găsit la un nou episod de Academia de Juniori! Pum, 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 muzică dramatică, low budget. Bun, hai să vedem câte like-uri putem strânge așa din start. Ping, apăsați butonul de like chiar acum. Bun, avem aici un match versus Arsenal. Arsenal care se află în momentul actual pe poziția 7 sau parcă, deci normal că vom juca acest match, că na, e Arsenal. George aici este accidentat, a stănit tare de bine. Am în locul lui, l-am să-l pun pe Vilotic, că bă, ar trebui să joace cât de cât bine pe poziția respectivă. Așa. Și revenit și Lie după accidentare, asta mă bucur și mai bine. Și mai mult. Ups. Așa, mă bucur să-l văd înapoi aici. Așa, foarte bine. Rest, da, echipa este ok. Hai să trecem la treabă, să vedem cât de bine ne descurcăm împotriva celor de la Arsenal în deplasare totodată. Hai. Îi dăm bătaie? Voi ce ziceți? Îi dăm bătaie? Ha? Ha? Da? Hai că îi dăm bătaie. Bun, match aici versus Arsenal, Emirates Stadium. Oh, vai, o să fie un match greu, dar și un match frumos. Totuși, noi iarăși acolo, numai că am dat skip din greșeală, scrie acolo de Crawley Town că best defensive team, cea mai bună echipă în defensivă. Deci îți dai seama, mă, cu Patterson, cu Mania, cu acel Stromble, cu George. Băi, noi ne-am făcut aici o apărare bazată rău de tot. Stai să vezi când le vulez pe Săpunaru și o să vină Săpunaru așa puternic din urmă și o să ia fața lui acel Patterson. Băi, țaca, țaca, ce dracu. Bun, suntem aici. Pe Vilotic, e foarte bun Vilotic și știu că o să poate vula o grămadă și o să obținem o grămadă de bani pe el sezonul viitor. Dar chestia este că, nu știu, mă, nu-mi place când are defensiv. Și aia mă disperă la culme când are defensiv, știi? E foarte bun pe atac, la shooting, la toate cele, dar defensiv... No, oricum, hai, concentrare aici pe meci, că trebuie rapid și frumos să dăm un gol. Oricum, sunt foarte fericit, parcă deja de cea timp când am văzut că... Culmea, și mijlocaș și meci, ceea ce ziceam eu că o ducem destul de slab în mijloc, a fost curtat, să zic așa, de către echipe mari. De exemplu, spre exemplu, Matei a fost... Matei a primit o ofertă de la Dortmund. Dortmund! Da, eu, desigur, vagabond, am refuzat, că am zis că, băi, stai un pic, că Matei e cel mai bun. N-am alt mijlocaș mai bun ca el. Chiar și Flum parcă a primit ofertă, dar nu mai știu la ce echipă. Sporting? Nu, Porto! Portocala mecanică sau Porto Ferry pentru Bingham. Parcă Bingham. Na, mă rog, nici nu contează, știi? Nici nu contează. Contează că au primit oferte și asta e bine. Numai că, din păcate, fix pe jucătorii care vreau eu să-i dau loan sau să-i vândă, da, încă nu s-au făcut nicio tranzacție. Ce păcat. Ai de capul meu, unul dintre cele mai plictisitoare meciuri în puii mei. Bă, atâta posesie, atâtea pasă, atâtea recuperări, mă, dar... e capul meu jocul ăsta, câteodată când îl pui pe lege, dar e fie te rupe în două, fie așa stai, te uiți, pasezi, ea te depositează. Ai de capul meu, oricum Arsenal, congrats, felicitări, ai ținut față furiei tinerilor foarte bine. Dar, na, ce să-și faci, ce jucători ai ăștia pe teren. Ia să vedem aici, aflăm, întoarcem, ai deviat acolo, oh! Lasă, Ianis, lasă, măcar ai încercat. Stai, ai, dacă aș fi prins-o, ui, totuși, na, pe lângă ideea că fă un pic plictisitor și toate cele, Arsenal are pe Oblak, în poartă, și omul ăsta care vrea bine de-a lungul sezoanelor și chiar apără fenomenal de bine, cât e bine vedeți, apărare, ratare, cartonaș, ratări, chestii, băi, deci a fost, ioi, plictisială, futo ișten e meci, da, noi bai, hai că revenim aici în pită, în miez, cu nimeni alt, băi, transferuri. Bun. Ia să vedem aici, foarte bine evoluează băieța și de pe centru. Hopa, așa. A, revine retur acolo cu Aston Villa, foarte bine. Așa, ia Nuremberg, weekend. A, ne găsești în Stubiover. Ce Cosmescu la Celtic? Bă, hopa. 19 milioane de euro, Andrei Cosmescu have decided, bla bla bla. O să ne întâlnim cu agentul lui și să negociem contractul.
Băi, Cosmescu aproape că se duce la Celtic. Acum totul depinde de Cosmescu dacă acceptă oferta făcută de către cei de la Celtic. Nu vine să cred că o să-l dau pe Cosmescu, mă. Aoleo, numai pentru el vin ofertea. Băi, dacă a acceptat Celtic 19 milioane, băi, eu cer 20. Hai de capul meu, numai să nu mi-l... Fuck. Nici nu știu ce să zic. Ok, ia, hai să facem așa. Patterson s-a accidentat. Ce surpriză. Unde e Georgiou? Ia la aici. Foarte bine. L-am pus acolo și pe așa să se mai liniștească. Foarte bine. Totuși l-aș scoate pe Herrera să-l pun pe Drogba. Că e Tena până îl vând. Totuși el e atacantul nostru. Așa. Ce vreau să fac? Fuck, o să trăiesc să văd deportari. Aș totodată dacă le vinde pe Cosmescu, atunci de siguranță, am să-l scot pe Cojocaru de la ăsta short loan și toate cele în orice caz, știi, să nu rămân fără portar până îmi cumpăr eu altul. Așa, și aici o să fie meciul ăsta retur cu Aston Villa la noi acasă, ne trebuie neapărat o victorie, frate. Hai, fraților, hai, vă rog eu, ia, țin pumnii, hai, că e la noi acasă, dă-o dracului de treabă, bă! 2-0, Ianis, Hagi și Matei înscriu golul aici o victorie și ne duce mai departe în finala cupei AFL, foarte bine, foarte, foarte bine, el a și pe Coutinho, l-a vândut la Barcelona. Coutinho a fost practic cumva zis obligat să se transfere, vedeți, scrie și aici, forced. Ia, acel Brand, presupun că mai am crezut că am futut numele. Băi, a evoluat așa de mult la 63, aoleo. Na bun, acum totul depinde de noi, să vedem legătură cu Cosmescu, ce se va întâmpla dacă îl vindem. Am dat dracu, că nu știu pe ce portar să achiziționez. Vă zic sincer, nu știu ce portar să achiziționez în momentul actual, care se poate ocupa locul lui Cosmescu, în caz dacă pleacă. Ia de mai aici Fire Nord, iar ne oferă o sumă de asta bizară rău de tot. Eu v-am zis fără 20 milioane, nu am muc în timp, am văzut că Celtic, bă, pula mea, Celtic, a oferit 19 milioane pe el, ba, piciorul. Chestia este că nu am bani, mă, până acum n-am reușit să-l vând pe Drogba. Dă-mi pula mea, mă, mare ansar, hai, cât vrei, dă-mi pula mea 23 de milioane pe el, măcar atât. Pula mea de jucător și sară ăsta. Uite-te, mă, mamă, 16 milioane. Stai un pic, că e Porto, mă, Porto trebuie să aibă bani. Fire Nord, fuck off, nu vi-l mai dau. Ok, la Fire Nord nu o să te duci. Așa, Porto cu o ofertă surprinzător de mare acolo. Fuck, ok, ok. Stai să vedem, Porto. Porto la 19 milioane. Bă... 20, hai, 1 milion cer, 1 milion, 1 milion, no. Ia, m-au venit ăștia să negocieze cu Marian Sar pentru 2.300.000. Fuck. Bă, și stai să vezi, pun pariu, stai să vezi că eu o să vând acum jucătorii pe final și eu o să am banii aia și nu o să mai pot să cumpăr jucători. Bă, mi-aș pula în jocul ăsta. Stai. Ce pentru 1 milion, Portor s-a retras din joc. What? L-am vândut pe Marian Sar totuși, l-am vândut pe Sar, aia e foarte bine la Blackburn, pentru 2.300.000 deja am fost un picuț disperat și nervos că de ce dracu nu-l dau, știi, și am zis că hai că bag pula, dacă primeam, asta dacă veneau alte echipe, știi cum, Na, 2 milioane, ce pula mea să iau de 2 milioane, ăsta aici jucătorii ăștia ce le expiră contractul, hai să ne uităm la ei, numai să fac puțină curățenie pe aici că stă felul de gunoaie, 2 minute. Ok, am făcut curat prin jeguri și chestii de alea, vreau să zic curat în sens jucătorul la care nu le expiră contractul, le-am dat afară. Bun, jucătorul la care le expiră contractul este Ben Yedder, numai că n-avem noi bani de Ben Yedder, adică 140.000 de pula mea de salar, da, n-avem șanse. Este aici Falcao, de-aia deja nu mai are sprint, nu mai are nimic, ăsta cred că mai joacă un an, hai, 2 ani maxim și se retrage. Oricum așteptă regionul lui. Este acel Nabil Fekir care e foarte epic, numai că nu știu dacă... Ia să văd dacă îmi pun toți banii care am luat de pe Sar la salarii. Ia stai un pic să vedem aici.
Cam unde am ajunge? Opa, astea am pe câți bani? 120 de... Mamă, 120! Serios? Foarte tare, bă! Ia să vedem. Deci, am putea să luăm pe Fekir. Am putea să luăm pe El-Sharawi. Nu știu dacă se merită să dai atâția bani pe la totuși. Mă, că a evoluat foarte bine, a evoluat El-Sharawi. Mă bucur că îl văd că a evoluat așa de bine. Dar, nu știu, în legătură cu salarul lui. Este acest Sebastian, nu știu ce, 23 de ani, tânăr. Ea are viteză, are shooting, are de toate. De toate, parcă chiar m-ar tenta să le iau pe ăsta, că e și tânăr, știi? Sau ar fi ăsta... Zardes, hai cum a evoluat, dar nu, asta e bun. Benteke, e deja 29 de ani. Iui Timo Werner, pe ăsta cu toți. Mamă, 99 sprint speed, 99 acceleration. Sfinte căcat pe băț, eu îi fac ofertă la asta. Băi, 99 sprint cu aia. Ai de pula mea. Hai de pula mea, bă, deci, hai, mai vezi la Aubameyang, 96, chestii, nu știu cum. Bă, dar 99, 99, 99, fuck me, dă, dracului, ăla-i, bă, e rachetă, mă, pe teren. Bun, am să fac totuși ofertă și pentru Fekir, că, bă, e tânăr, ai 26 de ani deja, aoleu, așa mult am jucat FIFA, care are 26 de ani Fekir. Bă, gamea și pula, wow. Ok, ar fi Vasquez. Cât 130.000 salari, du-te în pula mea. Max Meyer. Max Meyer ar fi o achiziție absolut bombă, cât că l-avem pe Stanciu, știi, dar bă, hai că fac ofertă, știi, fac ofertă, ce-a fi, a fi gen. Ok, mai este acesta, da, dă-l încolo. Draxler, mamă, ce mi-ar place să-l avem pe Draxler, dar e un pic scump. Ilori, nu știu exact că se cere pe el. Mai avem aici unul Stafilidis. Bă, n-are statistici rele, dar totuși 26 de ani. N-are rost. Ia, asta mi se pare o surpriză. Acerbi, îl știm pe Acerbi, da, la Sassuolo. 31 de ani, s-a transferat la Barcelona, așa mă, e expiră contractul, are 155.000 salar. Sfinte că capă, bă, 155.000. Statistici, dar totuși am slide tackers, marking și standing-ul. Wow! Nu știu ce se plac cu Acerbi, dar, hăuleu, a ajuns unde trebuie. Bun, Murillo, nu are rost să-i dau atâția bani salar. Mamă, 91 slide, 86. Băi, Murillo, bă, gamea și pula, bă, dar ce bine a evoluat Murillo. Este Camil Glick, cu toți îl știm pe Glick. Bonucci, numai că n-am atâția bani. Este acest Elustando, n-arată rău, statisticile sunt absolut superbe, în sensul în care standing tackle, marking și slide tackle, are niște statistici absolut superbe. 25 de ani, chestia e că deja acolo, știi, l-am avea pe poziție și pe Mania, și pe Strombul, și nu știu, dar totuși hai că fac ofertă, știi? Iagambiwa, mi-a plăcut mult de el, dar... Am mai zic 30 de ani, nu se merită, Curzava, Rodriguez n-am atâția bani, Klein n-am atâția bani, ăla clar n-am atâția bani. Și cam atâta cu jucătorii ăștia la care expiră contractul, nu știu dacă nu mai am aici prin undeva, prin shortlist. Și din câte bine vedeți, ăsta este regenul lui Lobonț, ăsta e regenul lui Lobonț, pe ăsta cred că l-aș cumpăra. Sau desigur ăsta e regenul lui Gianluigi Buffon. Adică așa cred că ăsta e regenul lui Buffon. Deci dacă ar fi să-l vând pe Cosmescu, mă gândesc să-l cumpăr fie pe Lobonț, fie pe Buffon. Și încă mă gândesc, exact că nu-mi place la Lobonț când are positioning. Vedeți acolo goalkeeping positioning. Eu tot timpul când mă luam portar mă la diving, positioning și reflexe. La reflexe are foarte bine, dar totuși n-are positioning. Ceea ce chiar că nu-mi place. Ia mă expiră contractul lui Calabria. Ăsta ar fi un transfer iarăși interesant, care viteză, are ceva puncte acolo pe țaca-țaca, dar n-are rost, n-are rost. Bun, Găman, Varela, cum o duce Varela? Ho. Bun, chiar mă, Gardos și Chiri, că și nu le expiră contractul la ăștia, mai am că nu le expiră. Băi, și ce salar are acolo, Chiri, că ești greu l-aș aduce la echipă. Așa, la ăștia oricum sunt tineri, degeaba l-ar zice că le expiră contractul, știi că n-are rost. Bă, Steleanu Filip ar fi iarăși o idee să-l transfer, numai că după aceea am văzut ce salar are. Am văzut că are salar de 41.000 de euro și am zis, băi, îmi bag pula.
Chiar m-am gândit să-l aduc pe Stilano Filip și să fac o chestie acolo cu el, dacă n-am văzut ce salar cosmic are, am zis, știi ce, mă dau bătut, nu mi-l trebuie. Așa ceva am stat. Bun, în rest nu cred că mai expiră contracte așa la jucători, deci adică care aș avea și o nevoie. Rămâne de văzut, să vedem acum cu transferul Kuzmescu ce se va realiza și cu desigur cu transferul astea liber de contract, dacă reușim să prindem așa ceva. Werner de decline. E o surpriză? Nu e nicio surpriză, sincer. Hai să-i oferim atunci la Werner 60.000, scrie el acolo. Hai să-i oferim 70.000 de euro salar. O să fie total cel mai bine plătit jucător de la noi, de la echipă. Dar sper eu să-și merite banii la viteza aia. Chiar își merită. Hai să mai facem ofertă și pentru Max Meyer, care parcă un pic n-aș vrea să-l cumpăr, că deja cu toții știm că e Vlas Bine, dar deja a evoluat, are 87 overall, știi? Dar, bă, și ăsta e apărător, nu, am deja apărător, nu vreau, nu mă bag. Iau Oziacup set to Liverpool. Băi, Oziacup s-ar putea duce la Liverpool, cât e de tare asta. Hai, facem atunci ofertă mai mare pentru Werner, 75, crucial, tot. Bă, la Werner încă mai vreau să le iau. Hai că pe Max Meyer îl refuz din cauza ideii că, bă, deja a evoluat bine, deja cu toții știm ce și cum știi. Parcă nu intră așa bine în regulament, știi? Adică hai să zic că mai fac o excepție, știi? Dar deja la Max Meyer, excepție mult prea mare. Ok, ce vreau să mai fac acum, să văd exact cu bugetul, dar ce pula mea să iau, știi? Adică, ia, că mi-ar mai trebui poate un 50.000 salarii, știi? 1.700.000, n-am ce, frate, numai jucători ăștia liber sau dacă aș vinde ceva. Și totuși am pus, mă, jucător la, ia, fii atent aici. Pac, transfer list, ăsta o Sombre, Banton, Comâneș, Cogălniceanu, Higuain, ăștia la loan, știi? Bă, și nimic, nicio ofertă, nimic, niciun căcat, mă. Nu știu ce pula mea e cu jocul ăsta. Aoleu, și acum stai un pic așa, cum să zic eu, cu morcovul în cur, că nu știu dacă se vinde ăla sau nu. O Sombre, în sfârșit ofertă pentru el, fix pe final, să-mi fut una, fix pe final nu vine oferta. Hai că cer puțin, 14 milioane, eu zic că merită O Sombre. Eu cred că sunteți și voi de acord. Dacă nu mi se oferă măcar 14 milioane, eu îmi bag pula, îl păstrez. Mă chinui cu el și le evoluez mai tare și după aceea, bă, știi cum îl vând? Cu 15 milioane. Numai, na, să vedem. Oferim aici și lui Werner, zic eu, un salar absolut cosmic. Deja nu știu dacă pot oferi ceva mai mult de atât. Da, hai să vedem aici. Werner acceptă, mare atenție, Werner acceptă. Da, hai, gata, ok, luăm pe Werner, Timo Werner va veni la noi la echipă, de-abia desigur sezonul viitor. Timo Werner este, pula mea, este singurul transfer care îl facem, dar bine că facem și transferul ăsta. De când nimic, l-am luat pe Timo Werner, care valorează 30 de milioane, unul la mână valorează 30 de milioane, cred că e epic, e bestial jucătorul. O să ne distrăm bine cu el și dacă voi ziceți că nu intră în regulament, în sens că poate și ăsta e destul de cunoscut, dar nu știu cât e el de cunoscut, dar Max Meyer, deja cu Max Meyer, mă rog, tata acolo, îl știm cu toții că evoluează bine și deja se vede 87 a avut acolo overall. Știți ce vreau să zic? Nu, ăla lăsăm acolo, știi? Pac, lăsăm liniștit. Ia-mă, Joao Mario, bă, cât de bine o evoluat. Joao Mario la United pentru 62 de milioane și nebunul de Oziacup, unul din mijlocașii mei preferați din FIFA, mere la Liverpool pentru 70 de milioane. Băga mea și pula câți bani. Bun, deci eu l-am vândut pe Sar și l-am, deci practic asta am făcut eu totul. L-am dat pe Sar și l-am luat pe Werner, parcă aș fi făcut schimb, știi? Werner pe Sar. Eu zic că am făcut un schimb bun, voi ce ziceți? Deci dacă, și cum ziceam, dacă nu intră în regulament și voi ziceți că bă, totuși și Werner e cunoscut și nu știu ce și nu știu cum, că dacă nu mi se pare, îl vom putea vinde. Dacă voi ziceți așa, îl vom putea vinde, da, poate că le, nu știu, rămâne văzut. Ok, hai să dăm aici, Liverpool îl cumpără pe Oziacup, unul din mijlocașii mei preferați, l-au vândut pe Coutinho și pe Mane. Oi, a făcut ceva vânzări. City-ul cumpăr numai pe unul PPL-ul, așa ce a liniștit. United-ul pur și simplu rupe totul, l-a luat pe
Aoleu, cream că e ala Halilu, mamă, Halilovic, Cozielo și João Mario, mamă. O vândut tot ce a căcat acolo și pe De Gea, cred că expira contractul lui De Gea. Cred că îi expira contractul lui De Gea, oricum eu n-am avut bani, de n-aș fi avut bani de De Gea. Bun. Da, într-adevăr, Tottenham l-a luat pe De Gea, liber de contract, sezonul viitor De Gea se va duce la Tottenham. Asta da, Tottenham, mișcare acolo, mișcare de geniu, un fel de șahmat. Bun, Perica, West Ham îl cumpără, punul Perica, ce nume. Arsenalul, ca niciodată, îl cumpără pe acel brand de Lord și Coman. Mamă, ce transferuri. Bun, cam atâta, nu? Gomez Pinto, De Ligt și Omur. Bă, Chelsea a luat așa cea umplutură, zici că. Oricum, o perioadă foarte nebună de transferuri ce s-a întâmplat pe aici. Din păcate, noi n-am prea putut să fim și noi acolo, știi, în topuri, având în vedere, desigur, cum să zic eu, lipsa noastră de bani. Lipsa noastră de bani care chiar e dureroasă, să zic așa. Asta îi dau drumul, 66-84, deja devin mult mai critic, iar CDM, nu vreau CDM, chiar că nu mai trebuie CDM, așa. Asta, Cătălin Bălan mi se pare foarte interesant și cred că am să-l achiziționez cât de curând, să vină la noi la juniori, așa. Avem aici un meci împotriva celor de la Sheffield Wednesday în deplasare. Se pare că rămânem cu Drogba pe teren. Am avut câteva oferte, trebuie să zicem, am avut câteva oferte, dar eu pur și simplu am zis și știu că, bă, că omul ăla valorea mai mult. Omul ăla știu că puteam scoate pe el mai mulți bani. Și ce vreau să zic? L-am vândut pe Sar, că avea un salariu destul de mare și pe el, mă, așteptam să iau mai mulți bani, dar na, se pare că mai și greșim. Aie, mai greșim, ce să-i faci? Bun, oricum, hai să scoatem aici pe Mania, lăsăm puțin să odihnească și da, să vedem ce ne vom face în acest match. Păcat de Banton că nu am putut să-l dau, dar hai, mai este timp. Hai să vedem aici, facem un simile și să vedem ce facem împotriva celor de la Sheffield. Cred că victorie clară. Mă, totuși, match în deplasare, știi, dar eu cred mai mult ca sigur că trebuie să câștigăm acest match în pula mea, Sheffield Wednesday. Da, într-adevăr, gol dat de către Herrera, doar 1-0, parcă e un picuț trist că doar 1-0, dar, băi, o victorie, nu? Ok, hai să continuăm evoluțiile, tot pe Ripanu, Strombul acolo să facă pe interceptions, cred că o să-i crească și ovul overall. Foarte bine, Pickford, Cochi și Bingham, într-adevăr, așa, țaca. Foarte bine, foarte bine, băieții, ala e Cochi și acolo, Strombul evoluează și el în overall, aia mă bucur și mai mult. Ia să vedem acum cât valorează Strombul, că a evoluat încă un pic în overall. Bingham, ia mă, aproape 3 milioane. Îmi place că până și Săpunaru ia deja aproape 500.000 de euro, valorează omul, aia e bine. Pickford 4 milioane imediat, ăla e ce să mai. Strombl 19 milioane, ăla e mă la 19 ani frate. Ăla și desigur Dominic Ripanu acolo, pac, 220.000, bun. Ok, oricum o prim video la aici, a fost o perioadă de transferuri destul de, să zic eu așa, mai tristă. Având în vedere desigur că na, nu prea am avut vânzări, dacă n-am avut vânzări, desigur n-am avut bani. Nu știu, poate n-am fost eu atent, poate m-am dus mai departe, nu știu ce, nu știu cum, dar ia că nu l-am vândut nici pe Cosmescu la Celtic, ceea ce credeam că se va duce la Celtic. Și să vedem, George dorește aici o mărire de salariu și într-adevăr o să-i oferea, că nici nu cere mult. Vezi, mă, asta îmi place la juniori, mă. Asta îmi place de la juniorii de la academie. Vin la tine la echipă, evoluează foarte bine și joacă impecabil și nu-ți cer mulți bani, mă, ca salariu. Asta mi se pare cea mai faină fază când lucri cu jucători de la academie. Oricum, oprim video-ul aici. Sper că v-ați distras, sper că v-a plăcut. Ne auzim pe data aviatoare. Nu uitați de like și subscribe. Bye, bye!